Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi facem un test de autonomie și de consum pentru noul Renault Captur Plug-in Hybrid. Avem o autonomie de 476 de kilometri și pornim la drum. După 27,9 km avem o autonomie de încă 50 de km pe energia electrică. Nu știm cât anume s-a consumat, avem un consum de 3,7 litri la 100 de km și viteza medie este de 31,4 km. Am ajuns în orașul Fălticeni, am condus câțiva kilometri și în afara localității, dar mai mult am umblat prin oraș. Acum urmează să ne întoarcem și vom face mai mulți kilometri în afara orașului, iar când ajungem la Rădăuți vom vedea care sunt cifrele pe care ni le indică bordul. Suntem și la a doua oprire, am ajuns în orașul Rădăuți, mai avem o autonomie de 11 km, am făcut deja 89,3 km și avem un consum mediu de 2,9 litri la 100 de km. Acum ne continuăm călătoria, iar când o să ajungem la următoarea oprire, vom vorbi mai multe despre consumul afișat și autonomia rămasă.
Am ajuns și la finalul călătoriei. Din păcate, în momentul în care bateria cu care vine mașina se termină, sau energia se termină în totalitate, în momentul respectiv se resetează automat călătoria. E bine, cu această baterie încărcată 100%, atât în oraș cât și în afara orașului, la o călătorie de aproximativ 120 de km, veți obține un consum mediu de aproximativ 3 litri la 100 de km. Ce părere aveți despre acest rezultat? Așteptăm opiniile voastre în comentarii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să lăsați un like. Dacă sunteți nou pe acest canal, nu uitați să vă abonați. Vă mulțumim pentru susținere. Dacă aveți alte nelămuriri sau întrebări, nu ezitați să ne apelați la numerele de telefon din descrierea acestui videoclip. Și vă așteptăm la sediile noastre pentru a testa noul Renault Captur Plug-in Hybrid. Vă mulțumim pentru atenție, iar până data viitoare vă dorim drumuri bune. Pe curând!